Nu are nici 14 ani, dar este deja o artistă. Este aici la noi în emisiune. Colaborează cu nume grele ale muzicii românești. A fost a colaborat cu Smiley, cu Feli, cu Speak, cu WhatsApp, nu? Sigur. Iar ea este nimeni alta decât Bia. Bună, Bia! Bună ziua! Câți ani ai? 13 ani, aproape 14. Aproape 14 ani? Da. Ți-am zis că ai niște ochi foarte frumoși. Mulțumesc mult. Și ești și foarte tare. Mulțumesc. Adică și cu Smiley, și cu Feli, și cu WhatsApp. Păi nu, așa e frumos și bine. Așa e frumos și bine la 13 ani, când ai așa tot viitorul în față, nu? Da, trebuie să începem de cât mai mici să facem ceea ce ne place. Exact, cât mai mici, dacă se poate, de la 2 ani. Păi... Ce piesă ai astăzi? În ultimul meu single, Pentru Tine se numește. Îți mulțumesc mult. Deci e chiar pentru mine. Da, sigur. Îți mulțumesc mult, mă, Bia, mă, îți mulțumesc mult de tot. Bun, astăzi ne cânti, ai și două colege, sunt da, colegele sunt tale de clasă. Nu, ea este clasa 11-a, da, și ea e la facultate. Și ea la facultate. Bravo, facultate, frate. Tu în ce clasă ești? A 8. Clasa 8-a? Da. Și ești cea mai tare de la tine din școală? Nu chiar cea mai tare ca adică, ce? Ca învățătură. Am. Mă știe lumea în școală, da. Ai, e da. Bia, e tipa aia de apărut la televizor, e tipa aia de-l cunoaște pe Smiley, pe Speak, nu? Da, se poate spune și așa. Așa e viața de artist. Ea este Bia, ne cântă imediat, oameni buni, iar eu vă spun dumneavoastră așa! Mâine la ora 3 să fiți în fața televizoarelor. Până atunci ne vedem pe Instagram. Doamne ajută! Pe Măruță Cătălin, pagina mea de Instagram. Vă lăsăm cu Bia să ne cânte și vă dorim o seară minunată. Doar un hello a fost de ajuns. Felul în care m-ai privit și ce mi-ai spus. Iubirea vine ea, nu te întreabă dacă o ai și tu un plan. Și-ai apărut în viața mea. Jur că fetele îmi spun să mă potolesc. Nu le ascult, fiindcă eu știu cât de bine știu că mă îndrăgostesc. În plus ești cumva ca în imaginația mea. Și eu jur că fetele îmi spun să mă potolesc. Nu le ascult, fiindcă eu știu cât de bine știu că mă îndrăgostesc. De când ai apărut, tu bate pentru amândoi.